Campionatele europene școlare se dispută în vacanța mare. Acestea au loc în Irlanda, la Dublin. Iar din selecționata română face parte și un pugilist de la CSM Ploiești. Alberto Biro și-a asigurat medalia de bronz la categoria 65 de kilograme. Cel poreclit portughezul se află la prima competiție internațională din carieră și vrea să dea lovitura. Pentru asta, mâine se va lupta pentru medalia de argint cu un pugilist din Ucraina. Și colegii de la club se bat pentru medalii, dar se află în patria lui Francisc Vaștar. La Reșița se discută finalele campionatelor naționale de seniori. Sportivii antrenați de Titi Tudor și Adi Pârlogea participă cu 4 boxeri. Clubul Petrolul are un număr dublu, în timp ce Competul și-a trimis un reprezentant. Însă toate își doresc medalii, mai ales că de mâine la gală va veni și Leonard Doroftei, președintele Federației Române de Box.